Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă, prima a lunii octombrie, și mi-am propus în cele ce urmează să vă aduc la cunoștință câteva din evenimentele la care am luat parte săptămâna trecută. Unul dintre ele se referă la prezența de la Cluj, acolo unde alături de tinerii care se ocupă de scrierea proiectului pentru candidatura romanului la capitala tineretului, acolo unde acești tineri au făcut o prezentare succintă a proiectului. Am primit și un feedback destul de bun de la juriu. Mai avem câteva aspecte de pus la punct până la depunerea candidaturii și a proiectului în ansamblul său. E bine că am luat acest contact, am luat și un prim feedback de la juriu pentru a ști ce trebuie să mai îmbunătățim în proiectul nostru și să depunem un proiect cu care sperăm noi să câștigăm titlul de capital a tineretului din România. De asemenea, sâmbătă am fost prezent și la Iași, acolo unde a avut loc forumul administrației publice, alături de mai mulți parlamentari și aleși locali din județul Iași. Am purtat mai multe discuții legate de ceea ce înseamnă administrația publică în zilele noastre. Am participat și în calitate de lector la unul din paneluri. E vorba de administrația publică fără frontiere, acolo unde alături de europarlamentarii Teodor Stolojan și Sigrid Mureșan am dezbătut provocările pe care le întâmpină aleșii locali și primarii în activitatea pe care o desfășoară. Și de asemenea, ieri după amiază am fost prezent și în Roman la marcarea piațetei Max Blecher printr-un panou indicator și ne propunem ca acest lucru să îl facem în următoarele 12 luni cu toate piațetele care au fost denumite prin o hotărâre de Consiliu din anul 2009 și în funcție de evenimentele din fiecare lună urmează să întocmim un calendar de activități tocmai pentru a pune în valoare toate personalitățile municipiului Roman și în același timp să le dăm o nouă viață acestor piațete. În ceea ce privește activitățile din această săptămână, până pe data de 10 octombrie primim înscrieri pentru persoanele care doresc să participe la Sfântul Sfintei Parascheva la Iași, acolo unde Primăria Municipiului Roman, la fel ca în fiecare an, va pune la dispoziție cu titlu gratuit un transport pentru acești credincioși care doresc să meargă să se roage la moaștele Sfintei Parascheva, astfel încât un număr cât mai mare de romașcani cu posibilități reduse să poată face această deplasare. Vă spuneam, până pe data de 10 octombrie, la orele 10, primim solicitări, atât prin prezența fizică a persoanelor doritoare la Primăria Municipiului Roman, la biroul de evenimente, la adresa de mail evenimente@primariaroman.ro, precum și la numărul de telefon 0233-208-621. Vreau să fac o precizare foarte importantă, că în ceea ce privește Primăria Municipiului Roman nu vor exista absolut niciun fel de costuri, transportatorii cu care vom discuta pentru efectuarea acestor transporturi fiind cei care și-au oferit serviciile și care doresc să transporte acești credincioși. De asemenea, în această perioadă lucrăm și la corpul de clădire din incinta școlii numărul 3, cel denumit CUB, acolo unde, în urma unui incendiu din această vară,
au apărut câteva probleme la această clădire, atât la acoperiș cât și la partea interioară. Finalizăm în această perioadă lucrările și, așa cum bine știți, la începutul anului școlar această clădire a fost predată spre administrare colegiului tehnic Petru Poni, care își va extinde activitatea și în acest corp de clădire. De asemenea, din câte am discutat și cu reprezentanții Consiliului Județean, acea grădiniță de pe strada Cuza Vodă, care a fost predată în administrare și în patrimoniu către Consiliul Județean, urmează ca în perioada imediat următoare să se întocmească studiile de fezabilitate și pentru reabilitarea acestei clădiri. Aici se dorește a se înființa un centru zonal pentru diagnosticare și evaluarea persoanelor cu handicap, astfel încât aceste categorii de persoane din Roman și din zona Romanului să nu mai fie nevoite să se deplaseze la Piatra Neamț. De asemenea, tot în această perioadă, după data de 15 octombrie, vom convoca și Comisia de Inventariere a Arborilor de pe raza municipiului Roman. Între timp, colegii mei de la Direcția pentru Servicii Edilitare încep inventarierea acestor arbori și ulterior, odată cu reunirea acestei comisii, se va identifica soluții pentru fiecare în parte, fie arbori care vor trebui toaletați și, dacă va fi cazul, dar doar pe cale de excepție, arborii care vor trebui doborâți. Așa cum bine știți, în urma anumitor discuții lansate în spațiu public, primăria municipiului Roman a plantat foarte, foarte mulți copaci. Numai anul trecut cred că avem plantați peste 8.000 de arbori pe raza municipiului Roman și trebuie să înțelegem până la urmă cu toții că acești arbori, din păcate, da, ca și oamenii, au o durată de viață limitată. Și atunci când aceștia pun în pericol bunurile personale sau chiar viața persoanelor, trebuie luate anumite decizii, însă noi mereu vom compensa an de an prin acele plantări anuale pe care le facem. Vreau să vă spun că în ceea ce privește suprafețele de spații verzi, noi ne încadrăm în normele impuse de Uniunea Europeană și, de asemenea, și prin crearea celor două noi parcuri vom îmbunătăți această medie de spații verzi pe cap de locuitori. Reprezintă o preocupare continuă pentru noi menținerea și îmbunătățirea spațiilor verzi, însă, așa cum am spus, cu responsabilitate și asumându-ne măsurile pe care trebuie să le luăm atunci când situația o impune. De asemenea, în ceea ce privește taxele și impozitele locale, vreau să aduc la cunoștința romașcanilor că astăzi este ultima zi în care se mai pot plăti taxele și impozitele locale aferente anului 2018, fără plată de penalități și majorări. Practic, cei care au de plătit tranșa a doua a impozitului și a impozitelor și taxelor locale pot face acest lucru astăzi până la sfârșitul programului, atât în numerar la caseria societății sau cu cardul bancar prin POS, cât și având posibilitatea plății online prin ghișeu.ro, acolo unde Primăria Municipiului Roman are cont deschis și toți romașcanii care sunt deținători de carduri pot face acest lucru. De asemenea, vom începe la Direcția de Asistență Socială primirea dosarelor pentru ajutor de încălzire, atât la încălzirea cu gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbun și combustibili petrolieri. La fel ca în fiecare an, condițiile au rămas neschimbate, atât în ceea ce privește venitul mediu lunar pe persoană, care trebuie să fie de 615 lei și, bineînțeles, cu prezentarea unui dosar, la fel ca în fiecare an, astfel încât persoanele cu venituri mici să poată primi acest sprijin din partea guvernului de ajutor la încălzire pe tranșe în funcție de venitul pe membru de familie.
Un alt eveniment pe care îl pregătim și la care voi lua parte astăzi va fi cel legat de deschiderea centrului pentru Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România, pe strada Bogdan Dragoș, în sediul fostei grădințe numărul 6, acolo unde, bine știți, în urma hotărârii de Consiliul Local de joi, am încheiat un acord de parteneriat cu această asociație și pe o perioadă de 5 ani, începând chiar de astăzi, își va desfășura activitatea această asociație. E un obiectiv la care ne-am gândit de mai mult timp, ne-am implicat foarte mult și iată că în sfârșit am reușit să le oferim un spațiu copiilor și părinților acestor copii pentru a-și desfășura, pe de o parte, atât activitățile cu caracter educativ și de recuperare, dar mai ales și cele de socializare, urmând ca în primăvara anului viitor să achiziționăm și un loc de joacă dedicat pentru copiii cu probleme fizice, astfel încât să întregim practic acest ansamblu. Eu vreau să felicit și reprezentanții acestei asociații, precum și părinții care s-au implicat foarte mult în aceste lucrări de reabilitare, chiar de la ei venind propunerea ca și dorința până la urmă manifestată de către ei ca întreaga împrejmuire să fie vopsită de către ei, practic gardul de la grădință să fie vopsit de către ei, aducându-și astfel și aportul la această activitate a noastră. M-a bucurat foarte mult inițiativa lor și vreau să-i felicit pe această cale, la fel cum o voi face și personal după amiază la ora 17 cu ocazia deschiderii acestui centru. Cam acestea au fost în mare activitățile pe care ni le-am propus noi în această perioadă, alături de celelalte care se află în diverse stadii de achiziție publică și ulterior, în momentul în care vom avea finalizate aceste proceduri, vă vom aduce la cunoștință și ultimele noutăți în ceea ce privește investițiile de pe raza municipiului Roman. Având în vedere că municipalul Cator trece de la regiunea Bornea primăriei ca direcție, da? Ce se întâmplă cu contractele sau, nu știu, sub ce formă aveți colaborare care au avut primăriile din rural referitor la strângerea de fonduri? Da, deci practic aș vrea să explic un pic mai bine toată această reorganizare a societății municipal Locato. Așa cum am precizat și în cadrul ședinței de Consiliu Local, societatea municipal Locato era constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, pe de o parte Consiliul Local și pe de cealaltă parte societatea Agva Serv SRL, al cărei unic asociat era tot primăria municipiului Roman, deci practic entități în care Consiliul Local era oarecum implicat fie direct, fie prin intermediul unor părți sociale. Societatea Agva Serv, fiind în procedură de faliment și ulterior de radiere din registrul comerțului, practic exista imposibilitatea continuării activității la societatea municipală Locato sub forma unei societăți pe acțiuni. De asemenea, am gândit și din punct de vedere al costurilor, atât pentru primăria municipiului Roman, dar cât și pentru celelalte primării din mediul rural, dar și pentru persoanele fizice în ceea ce privește taxele din cimitir, care nu vor mai fi purtătoare de TVA, odată cu transformarea acestei societăți într-o direcție a municipiului Roman, direcție cu personalitate juridică, tocmai de aceea i-am și dat personalitatea juridică pentru a putea încheia contracte cu terțe persoane, fie că vorbim de unități administrativ-teritoriale sau de persoane juridice, astfel încât întreaga activitate fiind preluată de către noua direcție. Deci, implicit, și contractele care au fost încheiate cu primăriile vor fi preluate de către noua direcție. Atât doar că bănuiesc că prețurile nu vor mai fi purtătoare TVA. Nu vor mai fi purtătoare TVA. Practic, reprezintă un avantaj pentru toată lumea. Dar, având în vedere că cei ce munceau la municipal Locato acum trec în subordinea primăriei, se vor înregistra creșteri de salarii? Nu, din contră, vor fi diminuare. Da, pentru că...
Exact formula care este acum la locatul. Da, exact. Deci structura nu se va modifica absolut sub nicio formă. Vreau să vă fac precizarea că societatea municipală locatul aparținea ca și grilă de salarizare unui contract colectiv din muncă la nivel de ramură pentru serviciile de utilități publice și e clar că pe acea zonă erau salarii ceva mai mari. Sper să înțeleagă salariații de la această unitate că odată cu venirea aici vor suferi mici scăderi de salarii, se vor adapta practic la salariile din primărie, astfel încât să nu existe neconcordanțe între celelalte direcții din primărie. Se vor face concursuri de angrenă? Nu, 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 se va prelua activitatea cu totul. Știu că la asistență socială s-a organizat... Nu, din momentul în care și direcția de asistență socială, când s-a creat cu personalitate juridică, s-au făcut angajări doar pentru posturile unde nu exista personal. Contabil, șef, achiziții și așa mai departe, juridic, exact cu structura de acolo. Aici, la municipal locat, există toate aceste structuri și vor veni pe organigrama pe care am propus-o noi. Ce se întâmplă cu Roman Metropolitan și dacă mă lăsați să dezvolt un pic? Vă rog. Deci, în partea asta a mesei, Roman Metropolitan pare o asociație care nu desfășoară nimic, nu face nimic. Oamenii nu simt niciun avantaj, nici cel din rural și nici în oraș. Nu cred că am mai auzit cineva de mult legat de Roman Metropolitan. Am vorbit și cu câțiva primari care se arată oarecum nemulțumiți că stagnează lucrurile, că nu se întâmplă nimic, că se plătește o taxă, am înțeles. Dar... Pe cine a plătit? Ea vorbesc cu primarul ăla, să-mi spuneți și mie. Eu vă spun ce... Da, eu vă spun că nu e așa. Eu vă spun ce a spus aici. Deci, explicațiile oamenilor ce se întâmplă cu acest Roman Metropolitan, că în momentul ăsta pare o asociație care nu își îndeplinește scopul. Păi, eu vă dau numai trei exemple din acest an. Prima dată, ediția 1 a Festivalului Roman Metropolitan cu ocazia Zilelor Orașului, atunci când fiecare comună a avut posibilitatea să vină să-și prezinte tradițiile din comuna lor. A doua se referă la, din nou, bine, noi ședințe de Roman Metropolitan am avut mai multe. Se referă la acest serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, prin care am venit în sprijinul comunelor din Roman Metropolitan, pentru că ele aveau obligația de a încheia contracte cu o firmă specializată și acreditată. Cea de-a treia se referă la Festivalul Roman Metropolitan Tradiții cu ocazia anului nou și, bineînțeles, mai pregătesc cel mai probabil încă un eveniment undeva în zona municipiului Roman, dar în momentul de față suntem doar în discuții și în momentul în care voi avea ceva concret, voi aduce la cunoștința opiniei publice. În ceea ce privește taxele, pot să vă asigur că niciuna din comunele afiliate Asociației Roman Metropolitan nu a plătit absolut niciun leu taxă. Asta pentru a elimina toate speculațiile. Deci, numai până acum v-am dat patru exemple de evenimente organizate în cadrul Asociației Roman Metropolitan, aceasta pe lângă celelalte întâlniri și ședințe de lucru pe care le-am avut împreună. Și proiecte de viitor, adică nu știu, ceva care să îmbunătățească viața oamenilor? Păi, în principiu, noi la nivelul Asociației Roman Metropolitan încercăm să găsim pârghii și soluții pentru problemele pe care le au toate comunitățile din cadrul Asociației Roman Metropolitan și în funcție de solicitările care vin și din partea primarilor acestor comune, încercăm pe cât posibil să creștem calitatea vieții pentru cetățenii din tot arealul Asociației Roman Metropolitan. Și aici, dacă e să ne raportăm la serviciile pe care le oferă Primăria Municipiului Roman pentru Asociația Roman Metropolitan, putem să discutăm de serviciul local de evidență a populației, acolo unde, din punctul meu de vedere, activitatea funcționează foarte bine, atât la nivelul sediului actual, cât și prin deplasări pe care le facem în fiecare comună, tocmai pentru a veni în sprijinul cetățenilor acestor comune,
Pe de altă parte, discutăm de infrastructura educațională din municipiul Roman, care găzduiește un număr foarte mare de elevi din mediul rural și din zona Roman Metropolitan, și de asemenea discutăm și de Spitalul Municipal de Urgență Roman, care de asemenea oferă servicii către toate aceste categorii de persoane. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Da, ieri s-a inaugurat această mare proiecte, am constatat și probabil și dumneavoastră ați văzut că fântâna arteziană de acolo... Da, e presiunea prea mare la apă, am vorbit în această dimineață să reducă presiunea. Am constatat-o și eu. Dacă se va apela, dacă Primăria Roman va apela la un împrumut prevăzut de legislație de hotărâre de guvern, dacă, nu. Precum că municipalitățile se pot împrumuta oricât fără să mai existe acel prag. Nu, nu există acest termen, probabil a fost greșit înțeles. E clar că trebuie să respecte, pe de o parte, pragul maxim de îndatorare publică, cel de 30%, pe de altă parte, se pot împrumuta doar în limita sumelor alocate prin această hotărâre de guvern, 500 de milioane de lei noi, și mai mult decât atât, toate aceste împrumuturi se pot face pentru cofinanțarea de proiecte europene și de investiții. Știu că există discuții la nivelul celorlalte municipii care au probleme cu termia, inclusiv pentru plata datoriilor societăților de termie, pentru că ați văzut peste tot în țară sunt probleme din acest punct de vedere. Răspunsul clar pe care vi-l dau este că Primăria Municipiului Roman în momentul de față nu este interesată să acceseze un astfel de împrumut. Pe de o parte, pentru că costurile de creditare sunt mai mari decât cele din piața bancară, pe de altă parte și din cauza faptului că municipiul Roman a depus până acum 14 proiecte cu finanțare europeană, care merg direct în investiții, plus încă 3 proiecte de finanțare, unul pe parte educațională și două pe parte de creștere a capacității administrative, valoarea totală a acestora fiind undeva în jur de 30 de milioane de euro, la care se adaugă și împrumutul luat de Municipalitatea Romașcană, 10 milioane 500 de euro, ceea ce înseamnă că în următorii 4 ani în Roman vor intra 40 de milioane de euro direct în investiții. Da, banii aceștia, din câte am înțeles eu, erau fel dați ca să compenseze ceea ce vi s-a luat. Nu are absolut nicio legătură. Absolut nicio legătură nu are cu așa ceva. Și mie mi s-a luat din buget, nu poți să-mi dai sub formă de împrumut ceva ce mi-ai luat. Deci, dar vă spun sigur că nu are absolut nicio legătură. La conferința de presă de vine de la Inspectoratul Școlar apare Colegiul Petru Foni cu două clădiri neautorizate. Care sunt motivele? E vorba de autorizație de securitate la incendiu. În momentul de față, documentația este depusă la ISU. Am făcut demersurile necesare. Practic, e singura unitate de învățământ în care suntem în procedură de autorizare. Restul, toate unitățile de învățământ fiind autorizate. A apărut în monitorul oficial nouă lege de funcționare asociațiilor de proprietari, care are foarte multe noutăți. Veți organiza cu asociațiile de proprietari instruiri prin acel compartiment pentru dezbaterea acestei legi? Noi am, dacă vă aduceți aminte, undeva la începutul lunii septembrie, cred că am avut o întâlnire cu asociațiile de proprietari, le-am adus la cunoștință noutățile legislative și le-am indicat și textul legal la care trebuie să se raporteze. Voi avea astăzi o ședință și cu cei de la Rosal și în situația în care va fi necesar, în funcție probabil și de răspunsul pe care îl vom primi de la APA Serv legat de solicitarea noastră privind plata sumelor cu titlu de despăgubiri pentru retragerea din Adi Aqua Neamț, cu siguranță vom mai organiza și o întâlnire cu asociațiile de proprietari și atunci vom discuta mai multe aspecte, inclusiv modificările legislative. S-a finalizat lista clădirilor
sau pentru care se va aplica de la 1 ianuarie impozitul de 500% supra impozitare, pentru că eu am mai depistat două clădiri. Una este asta de la din alcool, iar ieri mă uitam din parc de urât se vede lateral la casei de cultură. Au dat un bar pe fațadă, dar da. Era la... Din punctul meu de vedere, în momentul de față, cred că estetic, totuși e îmbunătățită fațada casei de cultură. E drept că m-au de lucru, dar din punct de vedere legal, nu cred că sunt întrunite condițiile cumulative pentru supraimpozitarea acestei clădiri. În momentul de față am vorbit cu colegii mei de la Direcția de Urbanism și vom pregăti pentru ședința ordinară din luna octombrie acele șase clădiri pe care noi le-am identificat și care îndeplinesc condițiile legale pentru supraimpozitare. Intră și din alcool, de clădire monument asta de aici, din alcool? În momentul de față nu am această informație, voi verifica împreună cu colegii mei și dacă se impune și dacă îndeplinește condițiile. Am înțeles, voi verifica. Ce vi s-a raportat dimineața la ședința de operativă referitor la avaria de apă de pe Tineretului Smirodava. Da, astăzi se va interveni. Am văzut că au început să intervină, dar mi se pare nefiresc că avaria să fie apărut de ieri dimineață și ei să intervenați. Știți câtă apă a curs acolo? Da, întrebați-i pe cei la apaserv. Dar n-aveți o convenție să intervină operativ? Nu, aia e organizarea apaserului și una din vechile mele nemulțumiri vis-a-vis de activitatea apaserului. Domnul Angelu, să știi. La DSDSA, la conferința de presă de săptămâna trecută, că doamna prefectă a început să inițieze cam de două, trei conferințe de presă la instituțiile descentralizate, ceea ce nu e rău, se spunea că se pregătește un nou control la adăpostul de câini de la Roma și de la Târgu Neamț. Îi așteptăm cu drag. Noi așteptăm cu drag. Noi ce am avut, am remediat la vremea respectivă. Problema majoră a noastră era lipsa unui autovehicul special pentru acest serviciu, lucru pe care l-am îndeplinit. În rest, toate celelalte condiții sunt respectate. Câini adoptați ceva? Da, avem în momentul... Am avut 4 adopții și săptămâna trecută. Practic, săptămânal avem undeva în jur de 3, 4, 5 adopții. Mulțumesc. Încetul, eu nu am fost la dezvelirea procesului Max Blecker. Dacă am înțeles bine, urmează să faceți după niște piațete? Nu, ele sunt deja printr-o hotărâre de Consiliu Local, sunt deja denumite, doar că nu au fost identificate prin marcajul acesta. Și vom face în următoarele 12 luni, în fiecare lună, în funcție de evenimentul lunii respective, sau dacă e vorba de Garabeti Brăileanu, vom găsi exact momentele în care să... Personalități romașcane și nu numai. Da. Mergem mai departe la... A spus că primăria organizează transportul gratuit. Nu, noi creăm premizele unui pentru romașcani, astfel încât aceștia sau cei cu posibilități reduse, să se poată deplasa la hramul Sfintei Parascheva la Iași. Maria nu plătește nimic? Nu plătește absolut nimic, că e vorba aici de o relație. Sau sunt niște concesii? Nu, e pur și simplu e o dorință a transportatorilor care doresc să facă acest lucru. La fel cum au făcut în fiecare. Și a spus că sunt persoane cu posibilități reduse, presupun că să aibă o schicuță, cu apă, un sandwich, ceva, tot transportatorul oferă? Aici vom vedea, vom discuta. Deci nu avem încă. Nu sunt cheltuieli din partea primăriei, asta vă explic. Tot transportatorul? Dacă va fi tot din partea transportatorului. Ați mai spus că s-au plantat peste 8.000 de puieți în Roman. Mai există 8.000 de puieți? S-au prins toți? Nu s-au prins toți, dar oricum, undeva mai bine de jumătate s-au prins. La inventarierea asta luat și cu el. Nu avem nicio legătură. Vă spuneam că e vorba de o inventariere a arborilor care prezintă pericol public și care trebuie fie toaletați, fie dobărâți. Nu, pentru că ieri m-a întrebat cineva o chestie foarte interesantă. Spune, eu cred că ăștia scot puieții și plantează în altă parte ca să fie numărul de plantă. Nu e adevărat și eu vă pot da exemple concrete. Dacă mergeți chiar și în parcul municipal o să vedeți foarte mult... Parcul municipal e deja plin de copaci. Mă interesează unde nu sunt copaci. Dar reproșul era că nici în căia întâia și pe aia din parc. Acum să ne hotărâm.
Sunt. Deci sunt... Parte toți de aici aproape, la plantări în zone în care nu există acei copaci. Sunt și zone în care s-au prins, sunt și zone în care nu. Noi în fiecare an oricum plantăm cel puțin câte 3.000 de puieți. Deci cam jumătate se prind? Cam jumătate se prind, cam asta e. Da, m-am uitat și la copac, l-am plantat și nu s-a prins. Da, da, ăla care l-am plantat eu s-a prins. Da, da, eu am fost în fiecare dimineață și am turnat apă la el. Păi da, e o condiție de bază, apă la copac. Da, o să vă spun, data viitoare când vom planta împreună, o să vă fac și această recomandare. Da. Fiecare, hai să avem grijă de copacul nostru. Domnule, nu? Ați avut o întâlnire și ați punctat pe pagina socială cu Consiliul Vârstnicilor. Da. Și se făcea o mențiune acolo legat de ridicarea mașinilor. Vreți să explicați un pic despre ce e vorba? Adică ei au cerut sau... Nu, acolo au fost, a fost într-o, punctual într-o anumită zonă, două mașini în zona străzii Mihai Eminescu. Eu i-am rugat pe cei de la poliția locală să contacteze proprietarii. Să vedem în primul rând dacă e vorba de o parcare care este cu concesionată sau nu și în funcție de aceasta să decidem în consecință. Nu va fi general acțiunea pe... În momentul de față nu se ia în calcul o astfel de variantă. Vom încerca punctual să identificăm acei proprietari, să-i determinăm să le ridice. Ați menționat de întâlnirea de la Cluj vis-a-vis de titlul de capitală a tinerilor. De ce ar... susține primarul, ce argumente primarul municipiului Ramal aduce pentru susținerea acestui tip? Păi eu... Adică să răspundeți la întrebarea din sondajul postului. Ce ați spus? Eu am identificat următorul lucru și chiar îmi propusesem să discut și cu tinerii care vor lucra la acest proiect. Chiar am participat acolo, am ascultat și prezentările celorlalte două orașe, am ascultat și intervențiile atât a tinerilor din diferite structuri și federații de tineret. Am ascultat inclusiv intervenția primarului Boc și în ceea ce privește Romanul, vreau să vă spun că am identificat următoarea calitate. Faptul că în ultimii ani Romanul a început să devină un oraș viu, un oraș în care se întâmplă foarte multe evenimente care se adresează atât iubitorilor de cultură, dar și tinerilor și celor mai în vârstă. Practic am reușit în ultimii ani să dinamizăm activitatea din acest municipiu. Știți foarte bine că în trecut se spunea că Romanul este un oraș mort, că nu se întâmplă absolut nimic. Chiar și unul dintre tinerii care se ocupă de scrierea proiectului și care locuiește în București în momentul de față, a rămas plăcut impresionat și a zis: domnule, am decis să mă implic în scrierea acestui proiect tocmai din cauza faptului că am văzut că la Roman au început să se întâmple lucruri. Orașul începe să devină cât din ce în ce mai dinamic. Atât în ceea ce privește piața muncii din Roman și pe care noi o dorim cât mai atractivă pentru tineri, dar pentru a atrage niște tineri într-un oraș și pentru a întineri acest oraș, avem nevoie și de alte lucruri pe care să le oferim. Și vom face demersuri ca în continuare celelalte două blocuri pentru de tip ANL să intre în construcție și pe lângă locuințe și locuri de muncă bine plătite, bineînțeles că tinerii au nevoie și de o parte socială activă. Și atunci cred eu că argumentul principal pentru Roman îl reprezintă tocmai dorința aceasta a tinerilor romașcani care sunt împrăștiați în mai multe orașe din țară, dar și din străinătate, de a se implica în comunitatea lor și de a le oferi, practic, prin puterea exemplului, tuturor tinerilor din țară că atunci când te implici în comunitatea ta și îți aduci aportul, poți face ca acea comunitate, acel oraș să se transforme și să se dezvolte, să devină un oraș foarte prietenos cu tinerii. Sigur că aici va trebui foarte mult să luptăm cu mentalități, cu anumită stare poate a persoanelor care nu agrează o viață mai dinamică în oraș. Și spunea chiar și Emil Boc că în momentul în care a venit liderul tinerilor din Cluj și le-a propus
un slogan, Clujul, orașul în care nu se doarme, prima dată l-a dat afară din birou, a zis, ieși afară. După aceea, când a venit cu argumente și a spus, uitați că vrem să transformăm anumite zone în care se întâmple activități săptămânal, zilnic, atunci a venit o oarecare deschidere și din partea municipalității și, pe de altă parte, o autoeducare a persoanelor din Cluj către această idee a unei vieți sociale cât mai animate, vieți culturale și care să presupună un cadru cât mai mare de activități dedicate tinerilor și nu numai, până la urmă tuturor cetățenilor municipiului Roman. Menționat de un rezultat la o licitație pentru investiții în Roman săptămâna trecută cu niște firme și dacă vreți să punctați, ce lucrări vor începe? Păi, vă spuneam că suntem în momentul de față în această etapă de evaluare. Mâine, la orele 23 și 59 de minute, se încheie termenul pentru o serie de clarificări pe care noi le-am cerut de la cei care au ofertat. Sperăm ca în această săptămână să deschidem și oferta economică, astfel încât până în sfârșitul săptămânii să trimitem scrisorile privind rezultatul licitației, așteptăm și perioada legală de contestație, urmând ca în termen de 5 zile să semnăm contractul. Ulterior, așa cum vă spuneam, este vorba de acest program de reparații covor asfaltic, unde vom intra pe străzile din cartierul Spirul Haret, într-o primă etapă cele perpendiculare pe Bulevardul Republicii. În rest, suntem în procedură și așteptăm acceptarea documentației pentru proiectare tehnică la Creșa Smirodava pentru execuție, dar aici așteptăm un accept de la ADR pentru în urma verificării proiectului pentru demararea licitației pentru execuția lucrărilor la blocul 33. De asemenea, suntem în discuții și pentru proiectul tehnic de la Parcul Zăvoi. Practic, și pregătim de asemenea și documentațiile pentru lucrările ce vor fi finanțate din împrumut. Practic, în această iarnă, noi ne dorim să facem cât mai multe din aceste proceduri, astfel încât, începând cu primăvara anului viitor, deja să demarăm lucrările. Încep și inscripționările parcărilor care rezultă din HCL aprobat? Da, chiar astăzi am semnat și referatul pentru achiziționarea vopselei albastre. Urmează ca în perioada imediat următoare să marcăm aceste locuri, însă regulamentul va intra în vigoare din momentul achiziționării parcometrelor, dar în momentul de față suntem în procedură pentru achiziția acestor parcomete. Parcarea de la Roman Vod se află în procedură de achiziție, pregătirea documentației pentru achiziție. Sperăm ca de săptămâna viitoare să înceapă lucrările. Urmează un referendum. Care este opinia primarului de Roman vis-a-vis de familia tradițională? Eu vă pot spune că în momentul de față mă asigur să dotez cu toate cele necesare toate secțiile de votare, astfel încât întregul scrutin să se desfășoare în condiții de normalitate. Mai avem de intervenit la secția de pe strada Banatului, acolo unde avem de făcut mai multe lucrări. În rest, toate celelalte secții de votare vor fi pregătite și dotare și dotate cu toate cele necesare. Mai mult decât atât, am și vorbit la nivelul unităților de învățământ ca aceste, având în vedere și faptul că referendumul începe chiar de sâmbătă, am vorbit la nivelul unităților de învățământ unde vom avea organizate aceste secții de votare, ca acele clase să ne fie predate de joi după amiază, tocmai pentru a avea posibilitatea, până la ora deschiderii votului, să fie dotate cu toate cele necesare. Opinia dumneavoastră vis-a-vis de familia tradițională? Prefer să nu... E clar că susțin familia tradițională fără discuții, dar prefer să nu intru într-o discuție politică astăzi aici la primărie. Din discuțiile pe care le-ați avut cu reprezentanții arhiepiscopiei, s-a aprobat uzul la spitalul vechi. Ce urmează? Ce știți dumneavoastră? Din discuțiile avute cu reprezentanții arhiepiscopiei, în urma aprobării puzului, au venit vineri și au ridicat hotărârea de Consiliul Local cu aprobarea puzului și știu că au început demersurile la Compania Națională de Investiții
pentru obținerea finanțării de la această companie, bineînțeles, într-o primă etapă, urmând procedura de licitație publică pentru proiectare și execuție și ulterior, dacă se asigură și sumele necesare, demararea lucrărilor. Ne spunea dumneavoastră odată că era o problemă cu liftul pe interior, cu liftul... Se pare că și-au remediat aceste probleme. E vorba de... Eu mă refeream la vechea finanțare pe care o primiseră din partea Ministerului Dezvoltării Regionale. Aveau suma alocată, dar din păcate, din cauza acestor neînțelegeri, nu au reușit la acea vreme. Sperăm că acum, cu ocazia finanțării prin Compania Națională de Investiții, să nu mai existe aceste probleme. Am văzut că s-a mai asfaltat la giratoriu partea nord, e finalizată lucrarea acolo, mai sunt etape de parcurs sau era vorba de o statuie, un soclu acolo, ce ne puteți spune? Când da, în momentul de față lucrarea nu este recepționată, vor merge colegii mei pentru a vedea dacă mai sunt lucrări de executat și în funcție de aceasta să semnăm procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor și ulterior celelalte obligații care vor mai fi, ni le vom asuma noi. E stâlpul de iluminat acela. Din anumit nu se mai vede statuie acum ar trebui. Da, lăsați, spun la statuie, mai avem. O analizăm. O sugestie, am văzut echipele Rosal, fac o colectare de la coșurile stradale. Metoda lor de până acum era ca acele coșuri și ce adună să fie izbite într-un container de la asociații unde au ei sectoarele. Bun, colectarea selectivă ar trebui să înceapă cu ei, pentru că în coșurile stradale sunt testuri, sunt... Am astăzi o ședință la ora 11 cu ei, le voi face și această recomandare. Mulțumesc. Dar cum au reușit oamenii străzi să deschidă aceste containere noi? Toate sunt deschise, v-am uitat și eu când am văzut la urmările. Nu știu, trebuie să-i întrebăm, păi chiar nu știu. Să-i întrebați cum, nu ne închid sau ce fac? Am să mă duc până la ei să intrăm. Dacă le deschid și tot fotografiile să iei. Aveți zone punctuale unde i-ați văzut? Și i-ați văzut când umblau? Da, da, da. Și de ce n-a sunat la poliția locală? Eu vă pun întrebarea, dar eu vă întreb altfel, ca și cetățean. Când vedeți se întâmplă ceva, lăsați să mă întrebați pe mine a doua zi, eu dacă văd ceva, sun la poliția locală. Și zic, uite, în momentul ăsta se întâmplă asta acolo. De ce le sunt deschise la aceste containere noi? Sunt deschise de oamenii care... Înțeles, dar eu fac un apel la toți cetățenii municipiului Roman. În momentul în care se întâmplă un astfel de lucru, trebuie să fim anunțați la poliția locală pentru a putea să luăm măsuri. Spuneți-mi, ați fost la forumul administrativ al PNL de la Iași, ce s-a discutat acolo? Păi am spus, o să vă vedeți pe înregistrare, am vorbit. Am vorbit la începutul conferinței. Am Am văzut că ați întotdeauna. Da, mulțumesc.